din care ai învățat foarte mult. Ce să-ți mai zic eu după ce a zis Damian o grămadă de chestii în care mă super oglindesc. Hai, stai că mi-o dat așa, mă mai întreb o dată. Două întâmplări din viața ta. Din care am învățat. Din care ai învățat foarte mult. Una din întâmplări, cea mai recentă, cred, deși s-a întâmplat acum un an, a fost perioada în care a trebuit să mă operez, să fac operația asta la stomac. A fost un proces foarte greu pentru cap și pentru inima mea. Eu fiind o persoană care se învinovățește din orice, tu dacă pățești ceva, e vina mea. Damian, dacă acum ai în cuminte, din vina mea am chestia asta, știi? Și am învățat să-mi dau voie în perioada asta să fiu. În sensul să mă manifest fix așa cum simt. Și am învățat să spun nu. Tu spuneai nu? Nu. Acum pot să spun nu. Dacă, de exemplu, ne sună de la voi și întreabă, poate să vină Feli la Mihai la Răi da Buni. Ce e azi? Luni? Dacă eu aș fi fost maxim ruptă de obosită și nu aș fi zis, bă, nu. Și cu mândrie spun asta, pentru că eu niciodată în viața mea, de până acum, în 31 de ani, nu am știut să spun nu. Corect. Știi? E foarte important să știi când să spui nu. Da. E foarte, foarte și e foarte, foarte greu să spui nu. Sunt foarte mândră că am învățat să spun nu. Foarte mândră. Și altă treabă ar fi asta cu, de fapt, curajul, îndrăzneala, tot aia. Și cu experiențele astea, să le zicem nașpa în ghilimele, ale vieții, care până la urmă sunt lecții, care te cresc, nu? Eu am avut parte de un sprijin de sus și de aici și de aici și din partea oamenilor care mă iubesc extraordinar, și prin asta am fost ajutată să nu îmi pară atât de greu totul, pentru că și eu am trecut în experiențe gen Damian, să nu ai bănuți, să nu ai, acum toată țara deja mă știe că sunt o carte deschisă și știe că am toate experiențele pe care le-am trăit. Nu mi s-a părut niciuna atâta de grea încât să nu pot să o duc, vedeți? Pentru că am sperat. Oricât de diferiți ar fi oamenii, că vine de la Lizeanu, că vine de la Sebeș, au atât de multe lucruri în comun și chestia asta cu curajul, cu încrederea și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru mărturiile voastre.